Primăria Municipiului Timișoara continuă seria tratamentelor de dezinsecție aeriană pentru combaterea țânțarilor și larvelor acestora pe domeniul public al orașului. Acțiunea este programată să aibă loc în perioada 17-22 iunie. În funcție de condițiile meteo, tratamentele vor fi efectuate dimineața între orele 6-10 și seara între orele 17-21. Stropirile se efectuează pe toată raza orașului Timișoara și se va insista în zonele parcurilor, locurilor de joacă, malurilor, begăi și bălților. Personalul implicat în efectuarea lucrărilor este calificat și autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, fiind dotat cu echipament de protecție corespunzător. Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide, avizate pentru profilaxia sanitar-umană de către Ministerul Sănătății. Acțiunile de dezinsecție sunt esențiale pentru asigurarea unui mediu sănătos și plăcut pentru toți locuitorii orașului. Proprietarilor le revine responsabilitatea de a efectua acțiuni de dezinsecție pe domeniul privat care le aparține, inclusiv în grădini și curți, pentru a asigura combaterea eficientă a țânțarilor. Aceasta este deja a treia campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor din acest sezon. Primăria Timișoara a organizat în luna mai o acțiune de dezinsecție terestră și aeriană, iar la începutul lunii în curs a mai avut loc o sesiune de dezinsecție terestră pentru rezultate mai bune în combaterea țânțarilor și altor insecte dăunătoare.